Bună, dragilor! Mă aflu în bucătărie din nou alături de frumoasa Silvia Chinda, care a venit să ne gătească ceva foarte frumos. Eu am văzut parcă steagul Italiei când ți-am văzut aceste ingrediente de bază pentru niște paste. Sunt convins că asta o să ne faci. Am ghicit? Așa este. Se cheamă foarte interesant papardele. Așa rețeta sau? Nu, așa se cheamă pastele, papardele. Da. Papardele se cheamă și într-adevăr steagul Italiei, dar mă rog, trebuia să le așezăm puțin diferit. E bine, văd că acolo mai avem câte ceva. Da. Ce paste? Că văd, avem și spanac, roșii. Papardele cu sos alb și spanac. Simplu și la obiect. M-am gândit că este o rețetă foarte rapidă pentru orice doamnă sau domnișoară care se grăbește. E perfect. Da, e și foarte simplu de realizat. Pe lângă că e rapidă, se fierb pastele. Ne-am ales spanacul proaspăt, ceea ce o să-i dea o savoare deosebită. Roșii cherry, aproximativ 100-150 de grame de roșii cherry. Două pachete de paste papardele. Papardele. 500 de grame, da. Și pentru sosul alb avem aici o pleiadă de ingrediente. Exact. Apă, lapte, unt, sare, piper evident, smântână, praf de usturoi, parmezan ras și o lingură de făină. Nu, abia aștept să mănânc. O să fie mortală această mâncare. Apropo de mortală și de această mâncare, are vreo legătură acest preparat cu viitoarea ta carte? O vagă legătură. Da? Moarte în Italia ceva? Moarte în Italia, da, mortală. Deci e mortal, nu? Exact. Deci se va întâmpla curând. Se va întâmpla curând, sper eu, anul acesta. Este cea de-a doua carte din seria Angela Brumaru, o serie pe care am început-o anul trecut cu Moarte în Peru. Ne-am mai văzut și am mai discutat despre aceasta. De data aceasta ne mutăm în Italia și m-am gândit să legăm frumos cu un preparat autentic italianesc. Perfect, magnific, să începem. Mamă, ce avem aici? Ia, uite. Da, deja ne-am pregătit, o să pun pastele. Da. Apa trebuie să fiarbă. Eu nu sunt un șef adevărat, dar mai fur așa de pe colo-colo. Mamă, câte paste avem. E bine. Da. Doar pastele, deci. Pentru că am ales 500 de grame de paste, pentru că nu rămân foarte multe. Credem, da. Da, și acestea sunt papardele cu ou. Dacă sunt probleme, se pot alege și paste fără ou. Așa, se fierb foarte repede, în 7 minute. Aha. Așa că nu avem prea mult de așteptat, dar o să mă apuc. Eu am grijă de ele, tu poți. O să pun acum și roșiile cherry la fiert. Le-am tăiat să se fiarbă mai rapid. Așa. Și acum o să ne pregătim ușor de sos. Încerc să ajut, vezi? Da. Ușor. Te descurci de minune. Ești un ajutor de bucătar. Mulțumesc. Extraordinar. Mulțumesc. Bun. Aha, și tu acum începi să faci sosul. Da, o să pregătesc sosul, dar va trebui să mă mut pe partea cealaltă. Au, gata. Le lăsăm acum. Acum le lăsăm. Bun. Sosul se pregătește și el foarte ușor. Se topește untul. Mulțumesc. Dacă unii dintre telespectatori doresc să-l îngroașe puțin, se poate adăuga făină. Parmezanul? Nu, usturoiul. Usturoiul, da. Da. Parmezanul e nelipsit. Niște paste adevărate. Pastele adevărate, așa, trebuie să conțină și tot felul de condimente, printre care și usturoiul, care se folosește în general la sosurile albe. La unt între 50 și 75 de grame. Este perfect pentru cantitățile. Da. Da.
la cantitate, două pachete de paste. Și spanacul unde spanacul, îl vei pune? Există două variante la spanac. Iubesc evident varianta proaspătă a spanacului. Odată pentru culoare, dar și pentru aroma deosebită. Se poate folosi și spanac pe care îl fierbi. Sunt bucățile acelea congelate de spanac. Dar cel proaspăt o să-l tăiem puțin așa sau pur și simplu îl rupem în mână. Și îl pui când e gata. Când este gata, da, și este ca decor și da. Se spune că o mâncare cu cât are mai multe culori, cu atât e mai Întâi mâncăm cu ochii. Așa. În cazul nostru culorile steagul italian, exact. Dar cu cât are mai multe culori, cu atât este mai bine. După ce se topește untul, o să adăugăm, luăm de pe foc tigaia. Ah, ok. Da, și se adaugă foarte, foarte ușor laptele. Și dacă mai este necesară și apa. Eu pun și apa. Nu pun numai lapte, că se poate dubla cantitatea de lapte. Sunt pregătit să... Da, să nu că o să iau de pe foc. Ah, și-l aduce aici? Rând, da. Și pregătit acolo. Sunt pregătit aici. Bun. Avem un bucățel. Să bată un pisică. Și acum o să te rog dacă tot vrei să fii de ajutor. Începem cu laptele. Laptele, foarte, foarte ușor. Se amestecă. Tot, te rog. Tot, cu plăcere. Perfect. Mulțumesc. Acum adaugă și apa, te rog. Toată, da? Da. Aproximativ 100 de mililitri de lapte, 100 de mililitri de apă. Mm-hmm. Așa. Se aduce din nou la foc. Și lăsăm să scadă puțin, să fiarbă. Da, o să și fiarbă. O să adăugăm și puțină făină ca să fie... Treaba. Să se îngrașe totuși. Să se îngrașe puțin, da. Roșiile stau foarte bine, pastele stau foarte bine. Deci suntem foarte bine, mă, Silvia. Da. Foarte bine. Eu zic că în curând putem să ne așezăm să mâncăm. Pe aștept, sincer. Da, rețeta aceasta cred că în 30 de minute poate fi pe masă. Perfect. Sunt tare curios, de unde iei rețetele? Găsești pe net, ai fost prin vacanțe și ai descoperit anumite rețete pe care le încerci acasă sau pur și simplu le cauți prin cărți pe internet? Și. Da. Am fost și în Italia, o să mă mai duc și anul acesta pentru a face o cercetare pentru următoarea carte. Anul acesta la Florența o să ajung, da. Dar și dacă îmi vine vreo idee, caut rețeta pe internet. Acum e foarte simplu. Orice poți să găsești. Problema cu rețetele este că, de exemplu, dacă vrei ceva exotic, cum a fost rețeta cu porcul picant ala Peru, nu se găsește în română, adică nu este nimeni foarte deschis la povesti rețete exotice și dacă sunt ca atare, ca și ingrediente, nu sunt cu video sau nu sunt cu explicații, cu fotografii. Și trebuie să fii creativ și în bucătărie. Așa. De asemenea, bine, am avut noroc cu porcul picant, toate ingredientele se găsesc și la noi și a fost simplu să le cumpărăm, dar sunt anumite ingrediente specifice unei anumite zone și nu la noi nu se găsesc. Așa. Și acolo trebuie improvizat puțin, da, acolo trebuie improvizat puțin. Creativitatea este în Da, foarte bine. Da, sunt niște paste late. Da, și văd că sunt și grosuțe. Grosuțe și sunt foarte gustoase. Mie îmi plac. Sunt o alternativă extraordinară la alte tipuri de paste ale italienilor. Wow, Silvia, wow! Arată foarte bine. Lasă-mă, te rog, să mai adaug ceva. Da, te rog. Să ningă cu parmezan și suntem gata.
poftă bună să avem. Silvia, îți mulțumesc din suflet pentru că ai venit încă o dată la noi în emisiune și sper să mai vii, să revii cu drag și să ne chem la lansarea cărții. Și eu vă mulțumesc. Așa facem, da? Da, absolut. Am bătut palma, ați văzut. Ați fost mat. Și acum să mâncăm. Să mâncăm, te rog, ești invitatul meu. Wow, wow, wow. Stau cu emoții, să știi. Da? Simplu și rapid. Și foarte, foarte gustos. M-am plecat.